În ultimul an, alimentele s-au scumpit în medie cu 9%, arată datele INS. Numai că există și produse unde creșterile au fost explozive. Cartofii s-au scumpit cu 30%, prețul uleiului e mai mare cu 26%, iar cel al mălaiului cu 19% și pâinea ne costă cu 13% mai mult. Scumpirile îi fac pe mulți să fie mai cumpătați. Luăm mai puțin, ne limităm la cât suntem pensionari, pensiile sunt mici. Vă mai permiteți cât vă permiteați înainte? Nu, nu. Niciodată nu o să mai ajungem când era într-adevăr un preț mai bun, adică mai bun, mai pe buzunarul nostru. La ce alimente ați văzut cele mai mari scumpiri? La ce să vă spun? Inclusiv la cartofi. Fructe mai puține, că nu mai le luăm, nu mai iau 4 mere. Iau doar 20. Se știe asta, foarte scumpe. Foarte scumpe, dar ce să facem? Vă mai permiteți cum vă permiteați înainte să cumpărați? Îmi permit, dar mai puțin. Iau puțin, față de cum luăm, iau mai puțin. Între timp, guvernanții fac controle în toată țara cu privire la creșterea accelerată a prețului la ulei. Am putea să vedem că exporturile ar putea să fie limitate dacă vorbim despre... Avem, după cum bine știți, avem contracte internaționale. Dacă nu vom face față, se vor limita aceste exporturi. Dar întâi să ne creăm o rezervă, să ne creăm o rezervă națională, sustenabilă pentru populația română. Și costurile facturilor la gaze naturale sunt mai mari. Gazele s-au scumpit într-un singur an cu aproape 45%, iar carburanții cu 27%. Numai la energie electrică se vede o scădere a prețului cu 8%, dar doar datorită măsurilor de plafonare și compensare aplicate până acum. Da, mari se cunoaște. De când au venit, au crescut într-un. Din ianuarie încoace, am plătit aproape dublu gazul, dublu curentul. Practic, prima dată când vine pensia, plătim facturile. Facturile nu mai vorbesc. Eu am fost la protecția consumatorului pentru gaz. Deci nu am fost acasă. Și cât va veni factura la gaz? 9 milioane. Și n-ați stat acasă? Și n-am stat acasă. Plăteam până în 3 milioane. La lumină. Cât va veni? La 121 de kilovați, 2.500.000, 250. Mi se pare enorm. Cât nu știu cât. Înainte? Până 150. BNR estimează că până luna mai inflația va depăși 11%.